Pentru mine a fost șocant la un moment dat că ONG-urile trebuiau să spună că aveți grijă cu cine comunicați, fiindcă țara este plină de oameni care vor să vă vândă. Pentru mine a fost, sincer să vă zic, a fost o suferință, fiindcă unele ONG-uri deja mergeau prin clasă, prin școli, din clasa 4 și spuneau, aveți grijă, s-ar putea să vă vândă cineva. Începând încă cu anii 95, fiind consilier a doi deputați, aveam misiunea de a comunica cu persoanele care veneau după susținere, după suport, și atunci au fost primele cazuri, în general, probabil că în care a început să se vorbească despre situații care erau tratate altfel decât trafic de ființe umane. Lumea venea și spunea că au încercat să plece peste hotare, au fost mințiți, au fost induși în eroare, în dorința asta de a emigra în căutarea unui loc de muncă. Și deci au apărut multiple cazuri în care încercam să înțelegem ce se întâmplă. Ulterior am identificat că în codul penal exista un articol pe trafic de copii, care mi-a dat o explicație ce fenomen apare în Republica Moldova, și am tratat acest comportament ca și trafic de persoane. În 99 a fost prima discuție pe problema traficului de ființe umane, doar ca și o solicitare a unor jurnaliști din Statele Unite care au venit să ne întrebe dacă cunoaștem despre existența traficului de ființe umane și dacă este cumva tratat în Republica Moldova. Prima victimă care a fost repatriată a fost, pentru mine a fost foarte special, indiferent că aveam o vârstă, dar a fost complicat să conștientizez că mama victime, care a venit și a depus o cerere și ne-a rugat să o ajutăm, ne vorbea despre faptul că 3 ani roagă polițistul din sat să primească o cerere și să încerce să pornească procedura de căutare. Și polițistul refuza. Categoric refuza. Și asta a fost în timp, vreau să vă zic, că a fost practic fiecare a doilea caz. Ne-am ciocnit că polițistul nu accepta să primească o cerere de inițierea căutării persoanei dispărute. Cu toate că avem prevederi legale care zic, domnule, a dispărut, o zi este suficient ca să poți să te alarmezi și să ceri instituțiilor să-și onoreze obligațiunile. Fiindcă, probabil că așa cum se întâmplă la noi, societatea noastră, suntem o societate patriarhală în care bărbații, deci, venind la locul de muncă, nu se regăseau ca și funcționar public și cu statut special, dar ca și un bărbat care spunea, păi da, unde să mă duc eu să-ți o caut pe fiică, dar cine știe pe unde umblă ea? Deci astea sunt cuvintele care cu care erau consiliați părinții care își căutau copiii. Forma de recrutare era, mergem în România și lucrăm la o fabrică de confecții. În mare parte. Mergeau microbuse întregi cu tineri din Transnistria. Pe aceeași speță. Toată lumea mergea în România la o fabrică de confecții. Ca ulterior, în această fabrică de confecții din România, în care ajungeau ele, și ce era special în această situație, simplu pentru criminali, că puteau să ia tânăra cu buletinul de identitate să treacă frontiera, deci nu mai era regimul de vize, nu că ar fi fost nenecesar, dar vedeți cum s-a abordat imediat, s-a intrat în esență cât este de bine să ai această deschidere și faptul că puteai să fii angajat fără calificare și faptul că puteai să fii într-o relație mai rece cu părinții și pur și simplu să pleci, să nu spui nimănui. Și faptul că putea să te întâlnească acești recrutori și să te invite seara la o cafea și a doua zi să spună că ai o datorie
și foarte, foarte multe alte aspecte. Și vreau să vă zic că statisticile arătau că peste frontieră mergeau cu microbusele, tinerile. Ceea ce mi-a mărturisit această tânără că, ajungând în România, deci n-au stat în fabrica asta decât 3 zile, într-un hotel improvizat, și acolo au început, acolo se făcea târgul. Ele erau, acolo vineau tot felul de traficanți din zona balcanică, în care își alegeau marfa și plăteau prețul, fără niciun fel de ezitare. De față cu ele, le punea așa în rând, una câte una, și se plătea, se spunea pentru care, cât se plătește. Această tânără a fost cumpărată pe bani mari, de rând cu 3 fete încă din România, și dusă, a trecut frontierele până în Bosnia, în condiții extrem de periculoase. Acolo au fost ținute într-o casă improvizată din lemn 7 luni, fiindcă acest criminal trebuia să găsească să le vândă în Italia. Și nu avea posibilitatea să treacă exact pe aceeași speță cum se întâmplă acum cu fluxul ăsta de migranți. Și ea mi-a arătat semne, era tăiată, avea semne de tăieturi pe călcâie și pe coapse, pentru faptul că a îndrăznit să spună că nu mai dorește să stea acolo. Și a spus că dacă mai face zarvă să te aude cineva din jur, am să spun și sare. În Republica Moldova, în acea perioadă, a coincis dorința asta a oamenilor de a pleca și de a căuta o șansă de supraviețuire în afară, a coincis cu interesul criminal. Și așa cum, probabil că și în Moldova și în alte țări, criminalii sunt foarte ingenioși, imediat au preluat, ar fi fost așa că la intersecția asta de drumuri cu intenția nobilă și dorința oamenilor de a găsi cinstit și onest un loc de muncă peste hotare, în intersecția asta a apărut acel care, cum ar fi, era un coloc de salvare care organiza această plecare, dar de fapt avea un scop meschin de a lua aceste persoane, de a identifica zonele în care aceste persoane pot fi exploatate pentru beneficiu exagerat de înalt. De la faptul dacă îți dorești să mergi să muncești în Italia cu un salariu foarte bun și cu condiții foarte bune, până la faptul că te invit la o cafea, discutăm ca și un tânăr și o tânără, ca dimineața să pună condiția că trebuie să mergi, că vezi că eu am înțeles că tu ai nevoie de susținere și trebuie să mergi să faci bani. Și am avut multiple cazuri în care persoanele, tinerele, erau pur și simplu forțate să plece. Doar pentru simplu motiv că se întâlneau seara la o cafea într-un bar undeva. Deci asta era forma de recrutare a criminalelor. Deci putea să te identifice ca și tânără neprotejată într-un local, în orice local, și să se apropie să-ți propună un ceai, o cafea. Ca și o relație absolut firească dintre tineri. Pentru mine a fost șocant la un moment dat că ONG-urile trebuiau să spună că aveți grijă cu cine comunicați, fiindcă țara este plină de oameni care vor să vă vândă. Au fost și sunt în continuare state care au abordat corect problema. Fiindcă, deci, la moment au reacționat, au elaborat legi și foarte mult s-au gândit la femeia traficată. Care sunt suferințele ei? Care ar trebui să fie abordarea? Cum ar trebui să fie ajutată? Și cel mai important pentru noi, și vorbesc în plan internațional, sunt câteva țări care s-au gândit la penalitate pentru cel care plătește pentru a abuza o femeie. Și asta a fost pentru mine foarte, foarte special, fiindcă de rând cu criminalul care face tranzacții de vânzare-cumpărare dintr-un bordel în altul,
stă acel bărbat care cumpără zilnic serviciile prostituatei, așa numită, așa cum o numesc ei, o femeie care nu are niciodată niciun beneficiu din asta. Și aceeași situație era că erau dintre cei mai tineri până în cei mai vârstnici, care au înțeles că se poate de făcut bani pe femeile noastre, pe concetățenile noastre, pe copiii noștri, pe mamele noastre. Și surprinsă în momentul în care era transformat un business de familie, în care era implicată mama cu feciorul, fiica, toți aveau repartizate rolurile, unul stătea aici recruta, altul avea grijă de perfectarea actelor și transportarea peste frontiere, altul stătea în țara de destinație, acolo unde se vândeau victimele pe noapte, pe oră, pe... Această crimă aduce beneficii enorme criminalilor. Se vorbea la un moment dat în plan internațional că traficul de ființe umane aduce o sursă de venit mai importantă decât toate alte forme de trafic, inclusiv de trafic de arme. De ce? Și aș putea să cad de acord cu această declarație pe simplu motiv că persoana este exploatată multiplu. Să zicem că dacă vorbim de traficul de droguri, doza s-a consumat și nu mai este. În schimb, o femeie, deci din ceea ce ne mărturiseau nouă victimele, erau exploatate noaptea de zeci de clienți și erau exploatate ani în șir și erau exploatate la maxim. Poate de să îmi amintesc despre femeile cu care am comunicat, fiindcă toate erau femei tinere extraordinare și toate au suferit atât de mult încât mi-aș fi dorit să continu mult timp comunicarea, dar una din obligațiunile mele a fost a le oferi șansa să uite, să nu mai contacteze cu mine ca și o persoană care le-am ajutat să iasă dintr-o greutate. Ce a fost pentru mine important ca victimele, odată scoase din mreaja asta criminală, odată trecute prin programul de asistență juridică, psihologică, socială, să plece la casele lor și să uite de această experiență. Mi-ar fi plăcut foarte mult să știu că le este bine. Dar nu știu cum aș fi reacționat în momentul în care le-aș fi văzut. Mi-aș fi plăcut să cunosc că sunt bine.